Hello, salutare! Sunt Iuli de la English, Engleză și răspund din nou unei întrebări venite de la cei care ne urmăresc. Întrebare care sună așa. Vă rog să-mi explicați diferența dintre verbele to land și to borrow. Mai exact, aș dori să știu în ce contexte trebuie să le utilizez corect. Păi, să mergem la whiteboard și să explicăm. Verbele to land și to borrow pot fi traduse cu a împrumuta. Ele acoperă ambele nuanțe ale lui a împrumutat, a da cu împrumut, to lend, și în acest caz el este sinonim cu to give, a da, și a lua cu împrumut, to borrow, și atunci poate fi asociat cu to get, a obține, sau chiar to take, a lua. Astfel, dacă dorim să împrumutăm de la cineva niște bani, putem să cerem în două feluri. Can you lend me some money? poți tu să mi împrumuți mie niște bani? Adică să-mi dai cu împrumut. Can you lend me some money? Sau, can I borrow some money from you? Pot eu să împrumut, adică să iau cu împrumut niște bani de la tine? Can I borrow some money from you? Aș mai menționa o chestiune legată de aceste două verbe la care trebuie să fim puțin atenți când le folosim la trecut, adică la past. Borrow este un verb regulat și forma sa de trecut este cu terminația "-ed", deci "-borrowed". Dar "-lend", este un verb neregulat și forma sa de trecut nu este landed, ci o formă specială și anume "-lent". Iată două exemple cu verbe la trecut. Chris lent me some tools. Chris mi-a împrumutat niște unelte. I borrowed a wrench and a screwdriver from him eu am împrumutat o cheie și o șurubelniță de la el. În speranța că și această scurtă explicație vă este de folos în studiul englezei, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc all the best, toate cele bune. Goodbye!